Hai bă, trezește-te, tu n-am văzut că nu să mă da pleacă! Da? Ești nebun, prost! Ești... Salut, bă, șacalilor, ce faceți? După mii de comentarii de ale voastre cu făi prank-ul frate meu, ei bine, azi fac prank-ul frate meu. Bineînțeles, nu uitați să lăsați un like pentru că ăsta o să fie un prank în care nu-i dau nimic, ci doar îi fac un prank. Ce vreau să-i fac lui frate meu, ei bine, vreau să-l tund în somn. Dar nu vreau să-l tund în somn, vreau să-l păcălesc, că-l păcălesc că-l tund în somn. Hai că vă explic. E sâmbătă ora 3 când filmez eu clipul ăsta, iar prank-ul va avea loc duminică. Am ales să-l fac duminică pentru că duminica de obicei, nu știu dacă neapărat noi, dar toată lumea doarme mai mult. Prank-ul va fi compus din 3 etape. În primul rând o să-mi iau aplicație pe telefon cu ceva mașină de tuns care să scoată sunete de astea pentru tuns, ca o mașină de tuns. Prima oară când o să-l tund o să fie cu telefonul. E nouă dimineața și acum, după cum v-am zis, îi facem prank-ul în prima etapă. El doarme, eu mi-am luat o aplicație asta să vă arăt. Am instalat aplicația asta și când apăs așa, se aude așa și când apăs așa fac. Ha? Se aude ca și cum l-aș tund. Luăm mașina de tuns și mergem să vedem cum reacționează. Bă, rata, ce ai făcut? Scuze. Ai, drumul, spune. Ce? O, bă, stai cu minte. Urcă-te, bă, la loc ce faci. Urcă-te, bă, la loc ce faci. Bă, mi-e rata de 7 dimineața, lasă-mă n-ai. E 10, trezește-te. Trezește-te. Bun, după cum vedeți, a funcționat exact cum credeam. Îl mai las puțin să adoarmă cam vreo jumătate de oră, știi, ca să intre în somnul ăla, știi, așa adânc. Și după jumătate de oră, cam așa, revin cu mașina de pe telefon. Mai stau puțin până când îl simt sigur că adoarme și a doua oară va fi ghiciți ce, tot cu telefonul. De ce fac asta de două ori cu telefonul? Ei bine, ca să-i dau siguranța că îl păcălești, știi, ca a treia oară să nu se aștepte. Luce! Trezirea! Luce! Trezirea! Dacă rasă mă... Trezirea, că-i ceasul mare! Trezirea! Trezirea! Lasă! Hai bă, că mai glumește și omul, ce tot ața? Trezirea, gata, prea mult, prea așa. Prima oară se aștepte să-l tund, e un prank. A doua oară se așteaptă să-l tund din nou, e prank. Iar a treia oară chiar îl tund. Să vedem cum decurge prank-ul. Scuze, frate. Oficial a venit momentul. Bă, trezește-te. Hai bă, trezește-te, tu n-am văzut că lasă-mă, da, dar te tund. Bă, dar eu chiar te tund, bă. Ia telefonul și-l arunc pe geamă. Denis, te-am tund. Denis, te-am tund. Denis, te-am tund. Placă! Tu n-auzi să te trezești, bă, o leacă, că eu chiar te-am tund. Să n-a fost de mâine, 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 de mâine. Luci! Da? Ești nebun, prost! Ești, bă! Ia să tunzi! Ești așa! Bă, dar eu ți-am zis că te-am tunzi! Atâta nu mai, atâta nu mai trebuie mie, mă! Bă, eu ți-am zis că... Nu trebuia să-i două săptămâni la bacă, îmi sunt din acela și și mă duc pe șatac! Bă, dar am atenționat! Bă, sunt pușa! Te-am plătit! Bă, bă, plac, ești chiar plângiu pentru asta, sunt mult din ăla! Bă, dar da, faci așa! Ți-am zis sau nu ți-am zis? Deci ești Logan Paul când s-o tunzi el singur. Man, it's just a prank, eu ți-am zis că te tund. It's just a meta. Ți-am zis, bă, că te tund. Bă, ți-am zis, dar nu ți-am zis că te tund? Da, bă, și... Sorry, bro. Du-te, 3-1 sau scorul. Pleacă, bă, de aici. 1-1. Te bat să moare, mă, sau? Da, n-am șansă. Te bat? Asta a fost și prank-ul, ce părere. Nu rămâne așa. Nu știu ce să fac, vrei să stau așa, ești nebun, vrei să stau așa. Să mai arată, le. Acum mă tund. Nu te tund, bă, cum vrei să te tund, dar nu știu să te tundești. Nu mă interesează, ai YouTube și ceva ca o tutorial, dar nu lași așa. Bă, dar nu-i mașină. Nu, mă lași așa, mă luai telefonul, mi-l aruncai, mă lăsai fără calculator. Gata, bă, gata. Dar nu părul, bă. Bine, bă, hai să încerc să te tund, dar asta e, nu știu, nu mi-a să-mi cum o să iasă. Da, cum adică? Mai ești supărat pe mine? Mi-a trecut așa pe loc, am făcut așa și mi-a trecut supărarea. Bănuiesc că știi voi să faci treaba, nu? Da, trebuie să te umezezi mai întâi. Doamne, de ce mi-ai dat mie fratele ăsta? Te umezezi, că așa, așa am văzut eu la domnul Adi când mă tunde. Nu-i gata, nu-i gata. Încă o dată, încă o dată, încă o dată, vină încoa. Au, prostule, că poate. Scuze, dar n-am vrut. Frate meu, mai întâi trebuie să-mi prind păr. Ce să-ți prind părul, bă? Ești nebun, poate mi-i drink și rin. Chiar să-ți să-l prind? Da. Păi, dar bă, trebuie să din față, așa să-ți-l prind, nu? Bă, tu și ce păr ai, Iurea, ai? Păi, asta zic, n-am nevoie, am nevoie de un pieptăn. Pieptăn. Luci, trebuie să-mi-l prind. Ia mă, simetric, te rog, bă, ești artist, da? Sunt artist, știu. Puțin loc de artist, cu fetele, bă, cum nu ești artist?
zis când stai, bă, cât eu acum. Deci, acum facem așa, știi cum trebuie. Pieptănăm părul care o să fie tăiat. Acum, taci, bă, că așa trebuie. Pe pupii mei, da. Cum trebuie să te iau mai întâi? Deci, cu număr... eu vreau să mă-i fade. Bă, nu cred că-i fade. Taci, că-i fade. Aici am cam... Denis, taci, că dacă nu taci, nu poți să te tuni. Și nu mă lua foarte scurt. Băi, stai, oprești, frate. Te aud. Ia uite, bă, ce te face, fratele tău. Te-ai găsit meserie, ia uite. Ia uite, mă, frize, bă. Asta e măcar mașina de tuns? Nu, e aparat de tuns în nas. Nu rede. Tu, ci tu, ci... Dar stai-o la cameră. Bă, ci eu vorbesc. Sorry, bro, it's a prank. No, it's not a prank. No. Faci facultate de artă și nu știi să vă tunzi una când ai ochi de artist. Păi tu te-ai plantat, domnul, nu trebuie, n-ai. Tu dai seama eu care n-am pus mâna în viața mea cu mașină de tuns. Acum înțeleg de ce mama și-o dorit o fată, bă. De ce și-o dorit mama o fată, ia zi. Ca să nea sora ta ca tine. Bă, să știi că n-arată rău, jur pe viața mea. Așa, am ajuns și în partea asta aici, unde... Aici e treaba, ia uite, hop. Bă, cu excepția că pe asta trebuie să ți le fac ca lumea. Să n-apuc ziua de mâine dacă mai tunzi nașpa. Deci să n-apuc eu dacă te-am tunzi nașpa. Să mor, deci să mor eu pisicriu dacă nu ți-o ieși bine asta. Să mor aici, fratele. Nici nu pot să râd, bă, n-am. Da, bă, minte, bă, că știi fratele, bă, fratele știi, bă. Să mor eu, dă-mi foarte coleacă. No. Nu, că ai niște fire, ai vina, bă. Ascultă-mă. Oricum și tu ai simți așa că parcă nu te-am surțit. Nu simți. Ba, dar nu știu că n-am. Da, nu te mișcă. Tu zici că am școală acum. Dacă mâine... Ratat! Ce vrei? I'm so proud of myself. Ia să luăm camera să le arătăm la oameni. A, uite-o, John-ule. Ia să... Denis... De capul zilele mele. Stai normal. Salon, ia salon, 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 salon. Nicolau, desprinde-ți părul. Zi ceva de actualitate. Bă, ești, bro? Ia. Stai că nu... Bă, stichită! Stichită perete! Ia, uite-te! Bă, what the fuck? Dă-ți-l pe parte, sau ține, nu, stai! Ba, da, bă, așa, să bine, să mor! Bă, să mor! Du-te și, hai, uite-te în oglindă! Repede, până nu se închide capul meu! Cu plăcere! Hai să vedem! Și... Băi, ești chiar ca un cartonată! Denis, stă bine! Să mor pe cruci! Să mor pe cruci! Nu-i spălate! Tatule! Bă, Denis, aici asta e urea că mi se buble! La taci, ce-i mai lua să mor tu, că mai luat unul tău capul tău! Nu te lua tu, mă, băi, fade! 1000 de mărățeară, am pe viață! Bă, uite! Să mor, îmi fac cruci în Sfânta Duminică! Că nu te mai lase nici, nu mă am încredere! Stă bine! Nu mă am încredere în tine! Denis, să mor dacă nu-mi place cum îți stă, deci dacă... Bă, trebuie să-mi placă mie, nu ție! Bă, trebuie să-ți dea fata! Mai știi cum mi-am dat eu barba jos? Frate, cât ești tu, oleac! Zici ceva de actualitate, ia să vezi ce ți-ți plac. Simți deja că parcă te usuci mai repede? Nu. No. Man, this is another thing. Nu pot să stau așa, ratatul. Bă, dar stă bine. Nu-i vreau că tot ești prost la cap, mai nu. Trebuie să te iei și de sus, ești așa. Mă ferească Sfânta Ficioară Maria și bunurile ei. Mama, hai încoa. Uite, zi tu. Nu la, nu am tot, fain. Foarte frumos. Mama, nu-s frumos. Ba da. Ia. Actualitate, zici ceva de trata ară. Hai că ești frumos. A pozit și maică mea. Da, mai copilul e oare, de ce să-mi zic asta? Bă. Ai spus fade, unde-i fade-ul? Nu-l văd. Ia uite, ia. 1, 2, 3. Tatăl, uite-l acă cum arăt. Cam ăsta a fost prank-ul, sper că v-a plăcut. O derivat un pic prank-ul într-un episod mai lunguț. Lăsați un comentariu dacă v-a plăcut cum l-am tuns sau dacă nu v-a plăcut cum l-am tuns. Aveți Instagramele noastre în descriere, dați acolo un follow pentru că, na, merite, am făcut un prank. Și ce să vă mai zic, vă pup și nu faceți prank-uri. Pa, bă.